Bună ziua, bine ați venit la Edotech. Astăzi vreau să vă prezint o nouă gamă de produse, gama Adaptive Mini. Este o gamă de produse destinată mașinilor cu ecran color de fabrică și care oferă următoarele funcționalități. Intrare pentru cameră de marș arier și intrare pentru cameră față. Mai oferă posibilitatea unei intrare audio-video externe pe HDMI, astfel încât se poate pune o cameră de marș arier care se ocupeze automat când băgați în marș arier mașina și se vadă pe ecran împreună cu senzorii originali, dacă există, iar când scoateți din mașină să se vadă camera față. Și puteți comuta când doriți dumneavoastră pe intrarea video auxiliară, cum este această Adaptive Mini. Hey, pentru test astăzi vom face cu un telefon Samsung S8, pe care vom conecta prima dată printr-un cablu HDMI USB-C, iar ulterior pe o unitate Miracast. Ok, acesta este intrarea audio-video. Noi suntem acum comutați pe AUXIN mașinii, o să vă arăt imediat. Luăm telefonul și îl vom conecta pe intrarea de HDMI. Ok, după cum vedeți s-a conectat. Acum vom pune telefonul aici în suport ca să nu ne încurce. Ok. Vom merge, de exemplu, să vedem YouTube-ul. După cum o puteți observa, merge fără niciun fel de întârziere sau să agațe, fiind pe cablu USB, pe cablu USB-C HDMI output, merge foarte, foarte bine. Ce este foarte important este calitatea, este una foarte bună, atât la sunet, cât și la imagine, fiind semnal digital. Ok, haideți să vedem și altă aplicație, Waze-ul, de exemplu. După cum puteți vedea, claritatea este una foarte bună datorită semnalului digital, comparativ cu multe alte interfețe existente pe piață. Aceasta are intrare direct HDMI și face convertirea direct la nivel digital, astfel încât nu o să apară interferențe și imaginea este una foarte, foarte clară. Să dăm plus, să zicem. Ok, deci după cum vedeți, claritatea este una foarte bună. Selectăm centrul Clujului și dăm condu. National Road 1 and National Road 1 Waiter Z, Street Pizzerici Ortodox, Cluj, Nipoca. După cum puteți vedea, turn right on Street Dealer. Se vede foarte, foarte bine. Așa, alte aplicații, în general ați văzut astea cele mai uzuale, de video sau de muzică. YouTube-ul vi l-am arătat, ce să zic, Google Maps-ul iară. Indicații, început. După cum vedeți, vedea claritatea este una foarte bună dat fiind semnalul digital. Ok, asta a fost pe cablu. O să scoatem momentul de față de aici și vom conecta modulul de Miracast tot pe cablu HDMI. Cum se pornește? Din telefon o să căutăm să ne conectăm cu el imediat, o să se încarce.
Acum că a apărut icona cu IP-ul. Să dăm la Smart View. Am găsit dispozitivul. Miracast. Acum ne conectăm. Vezi că aici zice Peer-to-Peer Connecting. Ok, s-a conectat. Ok, mergem iară să deschidem YouTube-ul. Dăm HD video, ceva de calitate. Ok, hai să dăm. Cum vedeți, și wireless durează destul de bine, chiar dacă este o mică întârziere. Să-i dăm atunci să vedem și Google Maps-ul și Waze-ul. Google Maps-ul. Să-i dăm Cluj-Napoca. Din nou, calitatea este foarte bună pe imagine, datorită semnalului digital. Se vede foarte bine și se mișcă în timp real. Ok, și să mai încercăm și Waze-ul. Dă mergi. Condu. Nu. Asta este ruta exact ca și pe cablu. Se mișcă foarte bine, după cum puteți vedea. Și claritatea este foarte bună. Iar sunetul se face pe sistemul original al mașinii. Ok. O altă opțiune, ca să putem trece în acest meniu, meniu original, se apasă, de exemplu, butonul de radio. Păi suntem acum pe radio și dacă vrem să vedem camera, băgăm în marș arier. Aceasta este camera de marș arier. Vedeți, senzorii afișează. Se poate opta dacă e opțional și pentru să fie afișate, ghidajul activ. Iar dacă se scoate din marș arier, trece pe camera de față. O să pornesc să vă arăt și cu... Și rămâne pe camera față până se oprește sau până depășește o anumită viteză mașina. Vă mulțumim!